ani, oferind clienților copiatoare profesionale Konica Minolta în custodie în regim all-inclusiv de la 50 de lei pe lună. Ne găsiți la Centrul IT Botoșani, strada Calea Națională numărul 99, intrare parcare Elvila, telefon 0231 510 180 și pe site-ul www.powerline.ro. Powerline, prieten cu tehnologia. Conține vaccinul? La asta mă gândesc mereu. Copii fericiți, să scoată capul din telefoane și să meargă normal la școală. Duminica la părinți în alte sate, masa pusă frumos după biserică și verișorii adunați de prin toată țara. Hârmălaie mare că avem multe să ne povestim. Alege să te vaccinezi acum. Împreună învingem pandemia. O campanie a Guvernului României și UNICEF. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de apă. Am revenit în ultima parte a emisiunii. Invitatul meu în această seară, domnul Constantin Coțac, cu care mă cer de o oră și ceva, pentru că avem puncte de vedere total diferite cu privire la Gâlceava asta din partidele aflate la guvernare. Avem puncte de vedere diferite față de modul în care se lucrează în momentul de față în justiția românească. Puncte de vedere diferite cu privire la viitorul secției de investigare a lucrătorilor din justiție, așa zisă celebra SIJ. Și acum cu domnul Conțac discutam despre faptul că realegerea lui Costel Șoptică președinte la PNL Botoșani este un câștig pentru partid sau este o menținere a unei atitudini liniare, aș spune eu, față de noi botoșănenii, în sensul că nu prea contăm în fața partidelor astea mari, cum e PSD-ul, PNL-ul, ci interesele din interiorul lor primează întotdeauna. Deci, domnul... Da, eu am înțeles ce este spus. Eu vă spun din capul locului. Ar putea și la nivel de botoșani și la nivel național partida asta Șoptică și cu șeful de la București cu... Șoptică a promis că dă votul lui Ludovic Orban, l-a primit la Botoșani ca pe Ceaușescu. Da. Domnule, Șoptică și cu Ludovic Orban s-ar putea să aibă câștig la București și dacă delegații vând. Că ăștia care sunt delegați sunt mulți care depinde cum o să joace în ziua congresului. Lasă cum mă găsim. După mine, mai întrebați să spun părerea. Părerea mea că ei se află pe undeva pe aceeași taler. Șansele cele mai mari le are ăsta Cățu. Numai că Cățu, eu vă spun un singur lucru, el este așa instabil un pic, este un pic, nu știu, pe când Orban este, hai ca să te duc în domeniul meu, un steagul roșu vechi, de pe acum 50 de ani. El a rămas cu doctrina liberală, dar nu prea poate lăuda că a făcut ceva deosebit. Ca să spui că a făcut ceva, știi? Nu știu, să spui că a făcut ceva, știi? Cățu se zbate, are mult coraj, că și-a făcut el prin America și-a mai făcut prin alte părți, Dumnezeu îl mai știe, totuși trebuie unul care să îi joace mintea, sau mai bine spus, cum spunem noi, are o lampă, știi? La cap, care pâlpâi. Nu știm ce să facă. Dar, totuși, dacă trebuie să dau un verdict, câștigă Cățu la București. Bun. Îl susține și președintele. Da, și s-ar putea președintele să aibă nevoie să-l susține ca să aibă cât de cât să aibă
un sprijin în guvern. Că el pe urmă să rezolvi cu guvernul, cum îmi spun eu, ai zis, mă trăjești pe ăștia. Sâmbătă premierul a fost la Botoșan Florin Câțu. I-am văzut, da. S-a îmbrățișat cu Costel Șoptică și Costel Șoptică, așa cum i-a jurat lui Ludovic Orban că îi dă voturile în Congres, i-a jurat și lui Florin Câțu. Credeți că dacă va ieși Câțu președintele PNL-ului, Botoșani va avea vreun câștig? Nu, dar nu îi dă nimic câștig, degeaba spunem noi. În primul rând, eu l-am văzut pe Șoptică când am fost cu Cățu și chiar așa pe undeva am spus că nu a aranjat și nu a fost frumos. Sigur că cine l-a prins, presa care l-a fotografiat, Șoptică stătea deoparte, l-a cam dat așa deoparte, tot și domnule, președintele de partid l-a ales, o ieși la vot, că e cu un vot mai mult, nu știu cum. Cu 8. Cu 8 voturi, nu mă interesează. Ar fi trebuit totuși Cățu să stea de vorbă. Cum ăsta? Ei, pe urmă ar fi trebuit și cu Cățu să stea de vorbă, dar o stat prefectul cu prefectul. Adică separat. Era normal aici să iese doi demnitari, indiferent, unul e președintele partidului, unul e șeful guvernului. Trebuie, da, am văzut că iese mâncarea la Sandriș. Da, da, dar da. n-ai, domnul, siguranță și îmi votează. Astăzi oamenii sunt într-așa haos și într-așa aiureală încât nu mai știi și să voteze și să voteze și n-ai încredere. Delegația o să facă, o să avem minune, azi vezi, medalii pe 25 și că o să avem minune, cine știe. Și nici nu prea vrea nimeni să mai amesti și acum în scandalul ăsta, că au apărut creșterile astea de prețuri, că au apărut, vine iarna, sunt alte probleme destul de grele, sunt... Nu este forță de muncă. Noi am pierdut clasa muncitoare care a vorbit atâți ani și am crescut în gură pe limbă cu dânsa, nu mai este acum. Nu mai vrea nimeni, toți vreau ori să facă dintr-o dată miliardar sau milionar, măcar, și fără muncă. Da, și totuși oamenii de afaceri se plâng că n-au forță de muncă, domnul Constant. Dar eu ce spun acum? Pentru că la țară oamenii nu mai vor să lucreze. Dar de ce nu vor să lucreze? Pentru că le dă ajutor social și le convine. Ce le dă? Ce le dă? Nu le dă de nimic. Dar la țară nu mai este oameni. Nu mai vorbi de bine. Ai nu vreau. Sunt sute de asistat social în câte o comună. Dar de ăștia care sunt de 50, 60 de ani, 70 de ani și se mai muncească. Și ăștia tine la fel care nu muncesc în Occident. Păi nu. Stau domn primar când ai ajutoarele sociale plecat, că am datorii la magazin, dar el are la crâșmă. Domnul, eu nu zic, nu ești păduri fără scăsări. Nu, dar haideți să... Societatea nu se poate baza pe luăm o direcție așa că stau. Nu-i pune nimeni la treabă, nu i-o întreba ci. Și acolo unii nu trebuie să-l zici, nu-l idei. De-aia avem conducere. Domnul Contrat, ne plângem că facem importuri de legume și fructe. Dar noi nu vrem să mai cultivăm. La țară au dispărut legumicultura, știți? Din lucrul ăsta. Unde sunt celebrele grădini de legumicultură de la Cărăraș, de la Stăuceni? Unde mergeați toamna cu mașina și vă luați să desfințați șapeurile. Astea erau organizații comunale la șapeuri și erau peste tot Romanave, Săușeneve, Călărașa. Dar cine o dat legea de desfințării? Nu cumva guvernul format de Iliescu? Doamne, eu te întreb cine s-a dus și a furat o părăduice a peorile în loc să rămână pe fond de acțiune? Eu aș spune, matale, vii și spui, zici, doamne, cine a dat și a divinizat Iliescu? Eu aș spune așa, nu Iliescu, e divin cu treaba asta, eu aș spune, cine l-a omorât pe Ceaușescu? A, Iliescu, ia vine tu încoace, că tu l-ai omorât pe Ceaușescu. Și cu cel care a mai fost cu generalul și cu așa, Stănculescu, așa ar trebui pus întrebarea. Pentru că eu m-am născut și știu, din 51, din 50, sunt minți și era în țară. Și ce ar fi trebuit să facă dacă rămânea Ceaușescu? Ce-au făcut ungurii? Dar ce-au făcut ungurii? Nu l-o Nu, dacă rămâne Ceaușescu. Ceaușescu era bătrân. Deci au înlăturat regimul comunist. Trebuie să facem ce-au făcut. Numai că ei sunt mai bine organizați decât noi. Trebuie să fim organizați ca ungurii. Nu, eu nu spun că ce ar fi trebuit să facem. Nu, s-au mai vrut. Ei sunt mai bine organizați ca noi. Pentru că tot și atunci au existat. Corupția la ei e mai puțină. Încă o dată. Eu aveam mașini peste tot. La Electrocontact, când mergeau mașini și știu foarte bine, erau 600 de ingineri care lucrau la proiectare.
La ora 10 plecau la masă și vineau la 11 câte un șup în buzunar de rachiu și nu mai vrea nimeni să muncească, zice, cum ne plătesc, nu știu. Tăti, în Botoșan, când m-am născut, nu era nici un bloc ostru, nu era nici o stradă asfaltată. Am apucat în 50 și ceva, de la Iria, de acolo, de la intersecție cu Suceava, până la cimitirul evresc, era asfalt. Pus atâta stradă asfaltată. Rest, mai erau pavelele puse de capitaliști înainte, care au fost scos până la ieșirea spre Dorogoi. Piatra cubică. Și le-au dus la regiunea Suceava, le-au dus. Și toți s-au construit. Primul munca noastră, a poporului. Eu am participat la tot, orice bloc care s-a construit în Botoșani, sâmbătă, duminica, la Berlini și trebuie să scar pământul din gropile mari unii să băga fundațele. Și așa, nu vrea nimeni și când vine câte unul zice, domnule, comuniști. Ce ați făcut, băi, comuniști, când l-au spus, câți ani ai tu, băi? Aba, am 30 de ani. Și noi avem 32 de ani. Și tu ce ai cu comuniști? Nu știi de ce au fost comuniști. Eu am fost comuniști dat afară și chinuit și ajung la concluzia că au fost mai buni decât ce conduc astăzi astea. Eu da. Știu că și dacă ar fi să fie o democrație... Da. Pentru că dumneavoastră ați avut un privilegiat în regimul comunist, dar oamenii erau mulți... Deci ce statutul ăla? Nu mă primea la scoală, de ce statutul? Dumneavoastră n-a stat la rând, n-a stat la ouă, la lapte, la mult. Domnul, eu am muncit. Și de asta am avut și am învățat. Și da, spune, noaptea învățam și ziua de la muncă structură, și am muncit și am fost pisteu. A fost în structură și ați avut? N-a fost în structură. Dar ăia mulți... Domnul, Madari, știi că eu am avut dosar la congresul al 14-lea, cât a fost ăsta, să mă aresteze. Dar tot am avut dosare la congresul al 14-lea. Doamne, eu avem din 1300 de salariați care erau pe întreprinderi, eu avem 700 de salariați la autobază. Și au fost... 4 delegați aleși de la mine, care partidul era pe tot întreprinderea, știi? Și restul, până la 60 delegați sau 54, nu știu, erau de la cele de autobuz, spus că în țară e reacționar. Și atunci, unul care mi-a făcut mie, nu am eu poveste, am să scriu cărți, păi și scriu, primul am să vă spun eu aici. Acum, întâi să-l scriu și pe alea, să nu mă moare ăștia, înainte de a scrie, știi? Și o lua și o spus, și atunci o spune, arestați-l. Și singurul care, din tot activul din partid care a fost și care, și l-am stat socrapat, numai Bătrâșinianul trece și Bătrâșinianul să stai, băi, singura autobază din județ care face planul, care muncește, care stăpânește șoferii, ce aveți cu dânsul? Că a spus el, că a spus cum se respectă centralismul democratic, pentru că un singur, 4 delegați la 700 de membri și la 500 au mers încă 50 delegați. Cum au venit proporțional? Și atunci, de ce afirmați că era bine în comunism? Deci atunci... Era bine, domnule, pentru că eu am ieșit la raport ca să spun, mă, dar eu cu ce am ușat să omorez de 3 sau 4... Dar vine la canal, vine la canal în fiecare trimestru și discuta cu toți, cu noi, eu care am făcut canalul 11 ani de zi. Și eu am spus, toți președinte, oamenii n-au unii dormi, îi frig, eram în februarie, n-au unii încăzut mâncare, îi rău și mă întreabă, eram singur, dar singur care am fost făcut plan. Nu era plan mic în februarie, dar eu singur pe țară din tot. Și zice la ministrul Bulușea, ministrul e adevărat, Vasile, e adevărat, întreabă și da, zice Tirire, dacă nu-ți rezolvă treaba în 2 săptămâni, vii la mine sau dacă vin, că vin eu, iar ieși la raport la mine. Am înțeles ce eram să-i spun doar. Și eu am fost, 500 de oameni am mutat atunci de frică, că au zis și au șezut, eu ascultau oamenii. Muierea nu ascultat, da, dar el ascultat. Am mutat 500 de oameni în 1984, s-a întâmplat treaba asta, la hotel Perla Mamaia și am stat până în 90. Și alte 5.000 au suferit pentru treaba asta. Nu, că nu au vrut să ducă nimeni, deci, erau răi. Ce favor făcea la unii suferiau? Ce favor, domnule, ce favor? Spunea, domnule, a fost un reportaj, spune că au murit 27 de oameni la canal sau la Casa Poporului. Să-mi batau și săreau cu mașinile la câte 100 de metri în gând, cum să mai trăiască, domnule? Nu e adevărat. Eu am salarii mari. Am luat și de o mașină odată, salari când în 84 zonă. Și morți le iau. Da, atâți oameni odată. Da, morți. Așa dacă erau niște bieții vrei și nu vreau ce să le fac. Dumnezeu să-i ierte. Dacă se duceau cu tău, mă dar știi ce făceau noaptea? Ca să blocheze drumul, era praf. Și luau, și eu doi. Și asta, domnul, cum să ce spune? Dar spune, domnul, dacă spune, dar cine făcea? Făcea aceea sau făcea ce au știut să făce popor? Și eu doi în mașină, luau un bolovan de piatră de aia așa, de 3 kg, și când vine acela de mașină din praf, ca să i arunca în barbiză la ca să-i omoare. Ăștia nici așa, ca să blocheze drumul. Haideți să vedem fundul problemei, nu? Fundul problemei s-a construit o țară, domnul. Vedem particular. Dar în particular, domnul, s-a construit țara, domnule. Duci și vezi și vine de la Duci Canal, duci și vezi și Casa Poporului, s-a aruncat de la Casa Poporului. Dacă e așa de bun comunismul, de ce-o căzut în toate țările? Dar în care țările? Da. Chinezii de și merg în halul ăsta. Da?
Dar ce mai e comunism? Mai putem vorbi de comunism da, în China? Și... Când au miliardari da, particulari? Da, mă, dar știți că ei la comunism de și mai bogați? Pentru că în China există o politică centralizată, e altceva. Dar le-au dat libertate să facă afaceri. Domnule, nu e adevărat. O umplu lumea chineză. La chineză, fie de mine, s-a făcut un pod, s-a rupt podul și a împușcat pe cei care au proiectat podul. Nu vine orice termină facultatea, nu știi să scrii și faci proiect. Și la noi dacă îl bagă, și la noi dacă îl bagă pe corupt. Sare presa că bai nimic. Dacă îl bagă pe corupt după gratii, imediat spune că e politic. Nu, dar nu pe corupt, domnule, eu te întreb. Acolo s-a rupt podul, ia băieți, răspunzi. Dar noi de ce? Toate lucrările astea care se fac, de ce nu ești responsabil care să nu trebuie să-ți bine, spui de ce ai făcut, de ce n-ai făcut? Regimul ăla chinez întâi au făcut ordini corupte și după aia au trecut la dezvoltare. Noi n-am făcut niciun fel au de ordini. Și, au și corupția lor, au că ies în corupție, nu poate să fie oriunde este, dar nu vai de mine da. Că bun. Nu a fost bun. Haideți când ne apropiem de încheiat emisiunea și am încă o răfuială cu dumneavoastră. Hai, spune, spune. Am discutat anul ăsta cu... Da, ce să spunem? Am discutat cu domnul Rotundu, nu ți supăra. Eu îmbătrânesc, bătrân, să pierde. Tineretul n-are de unde să mai știi, să... Inoroșirii și... Păi, tineret... școală nu-ți faci, aia nu-ți faci. Tineretul e analfabet funcțional. Nu știu, dar eu îl spun mătare. Haideți să hai, trecem spune, în revistă. Spune, spune, spune răbdii, cât vrei. Tot am criticat cu drumurile la nivel de instituția Consiliului Județean Botoșani. Am făcut o ultimă trecere în revistă. Se lucrează din plin la drumul județean 282 de la Răuseni spre Călăraș. Dar vine de la Șipoti, de acolo. Știu, de la... știu. Se lucrează intens. S-a terminat la Părăjeni, celebru drum al rușinii, 2,7 km, dar cu 10 milioane de lei. O sumă care mi se pare exagerat. Asta trebuie întrebat președinta Consiliului Județean și cu cei de la drumuri. Unii chiar de la 6 milioane chiar... tu a ajuns la 10? Domnul, nu așa. Acolo au rămas 2 km 700, eu cu 13 milioane am făcut până acolo 15 km și aia n-au vrut să fac tot așa clasat ca să aibă ei din un tras balaiu. Și eu am fost acolo. Drumul nu-i făcut cum trebuie, dar fine, o să vedem rezultatul. Că eu când am fost, eu din când în când mă duc să fac ce în județ, pentru cultura mea așa. Și acolo au pus, când au pus asta, stratul, pe o bandă era pus și stratul 2 și pe o bandă era numai stratul 1 și am văzut cum s-a făcut, în fine. La Prăjeni vorbim. La Prăjeni vorbim, da. Eu am filmuletul. Iar asta care spunem noi că stăm și arătăm cu degetul așa și spunem, astea nu se termine nici în 10 ani. Să dai Dumnezeu să se termine, dai să nu că nu... Este lucrare mare și dacă nu se respectă logia, aici nu ține, domnule, știi? Stați un pic așa. La Oneaga se lucrează, dar nu pe perimetru pădure. Se lucrează de la Coșula... Tovarășu, eu la Oneaga m-am dus duminica trecută să văd drumul. Că azi, băi, dacă mă duc, m-ai anunțat că mă chep și zic, băi, să vorbesc pe bunii. Da. Nu au făcut nimic decât cum am lăsat eu drumul. Nu au vrut să-mi dea mie 2 milioane care trebuie, era diferență de preț și nu știi. Am cerut la audiență la doamna președintă care este acum să mă duc să-i explic situația, că s-au schimbat alegerile și mi-a zis că nu stă de vorbă cu pușcăreaș. Și m-am dus să văd drumul acum acolo, s-o lăuda că îl face. Nu e atacată pădurea. Eu m-am oprit din cauza pădurii. Când are avizile, să tai pădurea, să intru. Și noi, între libre, eu să fac drumul, să aduc bani de acasă, să fac să meargă, să fac cu steagul în frunte, că o fac. Nu e așa. Și nu a să fac la unea, că eu preu dat cu un grede, peste ce am lăsat, eu știu că am fost pe drum, îți spun dat, am pus, nu mai spun că bă, infractura, supra, asta da, e... Da, am văzut că-i pregătit patul dinspre Coșula, da, spre Oneaga, de la Fădureni până la Oneaga, e pregătit și am... Doamne, eu acum, pentru că am nevasta care mă vrei, mai dau de pomană pe eu, meu, m-am așa luat niște plășinte, niște melci de ăștia cu nucă, nu știu ce, am pus în mașină cu o stic de apă și în Oneaga m-am oprit, vinea o babă și cu moșneac, doi bătrâni. Mergeau, bună ziua, ce faceți? Unde vă duceți? Ce-i întreb eu, știi? Mergem la biserică, Și îi spun, zic, uite, nu vă sparați, că am nevasta mată, de am aici, e o mică de asta, așa-i spun eu. Da, o luat, eu mulțumit. Și zici, cum e cu drumul ăsta, zici? Da, zici. Zic, îl faceți, nu-l faceți? Doamne, nu știa să fie, zici. A venit o doamnă, femeia, zici, a venit o doamnă care nu i-am văzut. Zice, întâi am crezut că e mâța lucrare, nu știu, sata, acolo în sat, nu știu, mâța, știi? Zice, așa se uita, zice, avea păr și avea mască și, zice, a spus că ne face. Dar așa face și domnule, nu știu, dar de medalii de unde ești. Zice, eu zic la Botoșani, ce cauți pe aici? Zic, că, eu zic, că om, nu știu. Vă fac drum. Nu, am zis, zice, fac drum, știi? Zice, domnule, dacă ar spune, da moșul de acolo, zice, domnule,
Zici, când eu în 51 m-am dus de acasă, că a venit colectivizarea și nu știu, m-am dus la Hunedoara și zici, acolo am găsit drum asfaltat. Și am venit după 12 ani înapoi și zici, n-am găsit nimic făcut față de cei și am lăsat în 51. Vezi, zic, asta e situația. Și noi ne lăudăm, nu se poate face. Bun, asta e coneaga. Și da, da, dar o dat dublu baniară. Eu spun că pentru bani trebuie, nu pentru că nu se vrea. Și mai dai exemplu. Eu am fost pe am știut cum mă întreb și am venit pe ca să spun exact. Da, se lucrează și la drumul Nicșeni, să știți. Știu. Știi care e treaba? Șantier puternic și acolo. Domnul, este o chestie. M-am uitat. Aici nu vreau să spun nimic, pentru că soluția asta care au făcut-o acolo, eu nu o cunosc. Eu am făcut un drum, o asemenea situație, la asta, Ciprian Porumbescu, la ieșirii din Ciprian Porumbescu. Am făcut un deal care stă, ea care are 8 ani de acum, de când am terminat lucrarea, dar a fost făcut cu sasuri, cu scurgeri. Asta e altă tehnologie. Acum nu știu cât de bine, mai tare ai văzut că l-a făcut deocamdată el în scări, nu? Da. Ai văzut? Cât de bine sunt legate tronsoanele între ele. Că dacă tronsoanele nu sunt legate bine, ele se pot desprinde și la urmă se desprinde că o să vrea să sărim ca la cascadă. Și pornim de la premiza că se lucrează de cărta. Eu deocamdată zic că se lucrează, nu știu proiectul și s-o turna mult de tot. Se lucrează și la Dumin. Știu, la nu, Dumin. Nu știu, tot proiectul e cam acela. Acolo se face lucrări de consolidare a pantei. Știu, tot trebuie, tot, și acolo trebuie sasurile făcute, care vorbesc eu pentru scurs. Și, păi la, acolo la Ilișești, unde spune eu că am făcut la Esprit da. George și Priam Porumbescu, acolo am avut vreo 200 ceva de sasuri de băgate la 80 de metri adâncime, îți dai seama, dar și s-au făcut acolo. Acum aici nu știu cum faci. Am văzut lucrarea de la Nicșeni, am spus, s-ar părea, dacă e făcută ca lumea, ca să dea rezultate, deocamdată. Da. Dar ați văzut că se lucrează și la drumurile naționale. Deci Târgu Frumos Botoșani e un șantier pe toată lungimea. Că e greu de circulat acum spre Iași. Da, bă, eu, după cum am văzut, el deocamdată merge pe lărgirea drumului, am văzut și eu că am fost... Da, se lucrează la poduri de lărgire. Am văzut că se lucrează la poduri mai mult și se axează pe... Am văzut că mai lărgește. Da, dar se lucrează. Da, domnule, eu n-am zis că sunt, da. Domnul... Se lucrează și la drumul Stăuceni, Ștefănești, până la Vânători. Domnul, până la Vânători, până de acolo se joacă. Da, până am fost și a fost și dânsul, eu vreau să spun, se lucrează. Deocamdată și-a spus că au termin 2 ani de zile. Ia cam anul trecut, de când spunem gata, am început lucrările, mai ieri eram în aprilie, acum se termină că vine iarna, nu contrazic. Dei Dumnezeu să lucreze. Și altă problemă, să dei Dumnezeu să-L dei bani, că încă nu s-au pus facturile. Acum că îți vor pune facturile și dacă nu plătești, constructorii se duc. Ce păi, spun eu. Am vrut să punctăm lucrările astea pentru că da. 4 ani de zile cât au fost PSD-ul la guvernare, am fost bombardat cu comunicate de la Consiliul Județean, domnul Costică Macaleț, mai puțin, dar de la parlamentarii PSD-ului cel mai mult, încep lucrările, că se fac lucrările, că s-au dat bani, că s-a emis ordinul de executare a lucrărilor. Și nu s-a făcut nimic 4 ani. Și vedeți, de un an de zile, brusc, au început toate lucrările pe tot frontul. Cum vedeți diferențele astea de opinii? Domnul Rotundu, mă dar n-ai lucrat și nu știi. Du-te-ți banii ăștia! Nu, bani nu, deocamdată bani nu sunt. Deocamdată nu a venit nimeni spui acolo bani. Au ajuns fazele astea care de proiectare, de gândire, de licitații care au durat 3-4 ani de zile, au ajuns să intre în funcțiune, să pui în manoperă. Acum, în operă mai bine zis. Acum să vedem și noi dacă primele facturi vor fi plătite. Că se cheltuielile enorme și trebuie să-i dea bani. Eu n-am auzit deocamdată că au bani. Am mai auzit că o mai tăie din banii de la Botoșani. Am auzit, nu știu dacă e adevărat. Iar am mai auzit acum că mai are și alte probleme, am auzit că mai are de plătit niște datorii care tot așa se plătește. Bun, datoriile în interiorul conducerii de la PSD. Bun, și nu domnul Macaleț a venit doi și nu le impută, domnule, dacă iese și nu iese. Acum iese organ care poate să impută, nu-i PSD-ul, iau tu. Băi, ești de vin, plătește. Deci nu am plătit. Cealaltă care cu prăjării care am stat atâți ani, tot așa, s-a făcut. Eu spun, pentru că iese... Neascultarea a devenit la orice moment și la orice pas există unul care nu mai ascultă. Și deci e tot treaba. Dar în condițiile astea, cum vedeți dumneavoastră la Botoșani pe
proaspătul ministru al transporturilor pe acest celebru drul pe care Câțu și PNL-ul vor să-l schimbi, că nu potrivește probabil cu cine voi au ei la partid, la PNL. Și totuși, în țară sunt autostrăzi pe care se lucrează, sunt autostrăzi pe care ani de zile au fost promise când vor începe lucrările și în momentul de față, de solicitat, s-a dat ordin de începere a lucrării la autostrada Pitești-Sibiu, s-a deschis studiul de fezabilitate pentru segmentul de autostradă la Transilvania 1 de la Sibiu spre Brașov. Deci s-au văzut lucruri mișcate. Uite, Matale, ai văzut acum... Cum le vedeți dumneavoastră ca și construcție? Eu le văd părtinitoare. Pentru că dacă te duci în Ardeal, o să vezi diferența de drumuri foarte mari. Autostrăzile în Ardeal aproape că sunt toate finalizate cu ramificații. Mai au. Domnul, toate au de lucru. Doamne, lasă-mi puțin. Da, dar noi n-avem nimic, domnule. Ardealul a fost privat cu bani în plus, că a fost boc, că a tras. Acum nu vezi și boc cât faci și cât vrei să facă. Iar acum ai văzut că odată de la Pitești se face la Târgoviște strada, iar odată de la Câmpul Lung Munsel, la Curtea de Argeș și pe acolo am văzut că odată era autostrada. Nu, bine, moldoveni nu vrei să idei, în Muntenea pe jos a fost Dragnea și nu vrei să idei. Nu e corect și nu-i făcut. Doamne, gândirea aia centralizată a lui Ceaușescu, când au zis, bă, se face un bloc la Botoșani, se face și unul la Satu Mare, se face... Acum nu, face de unii prim-ministru sau de unii vrei, dacă e cu tare sau cu tare, și da, gata. Da, au fost atâtea guverne PSD, domnul Conțac, a fost la conducerea partidului, inclusiv ați avut funcție la nivel național, și pe Moldova nu s-a făcut nicio investiție, pentru că era bazinul de vot asigurat. O dus în Ardeal ca să primească voturi. Nu e adevărat. Păi așa spun analiștii politici, nu, domnule, la nivel național. Nu, că noi, politica partidelor... Noi am fost încălicați. Cât s-au fost la noi minister în afară de... Dar cum vă explica că niciun guvern nu a dat Moldovei? Păi cum? Pentru că au fost blege ăștia și nu se rușe. De-aia pe mine, când mi-a zis Joana și alții, când nu dăm și pentru Botoșani, lasă-i dăm deoparte. Da, dar tot timpul Moldovei a fost județ roșu, de cine o beneficia? Păi nu o beneficia pentru că au văzut că are toți ăștia nici din Părău și toți... Al de ala, care mai spun inclusiv asta, care e acum la județ, mi-a organizat puși toți la Doroi și cu mai mulți să mă dea pe mine afară și nu știu. Și cum vrei să mai dea bani dacă ei nu le ajungea funcții? Că vin de la coada tigăie și vrei să învârte județul. Acolo în Ardeal s-au mușit și s-au dat, acolo au fost miniștri, era rus ăla care vrea, erau alți mijlinari, era prim-ministru. Uite și acum, Boc a fost prim-ministru și a fost primar în Cluj și Clujul ăla e făcut din Boc, e făcut din banii țării românești, care nu știu. Dar au avut cap organizatorii și Clujul este oraș occidental în momentul de față. Da, stimați telespectatori, vă mulțumesc că ați fost alături de noi în această seară pe parcursul emisiunii și ne întâlnim miercurea viitoare cu o altă formă de abordare. Mai liniștit!